Românii care nu s-au autorecenzat pe platforma informatică pusă la dispoziție de Institutul Național de Statistică vor fi vizitați la domiciliu. În această săptămână începe cea de-a doua etapă a recensământului populației și locuințelor. Spre finalul acestei săptămâni, recenzorii vor face vizite la domiciliul persoanelor care nu s-au autorecenzat în prima etapă a recensământului. Cei care vor refuza să furnizeze informații vor risca amenzi de până la 3.000 de lei. Este cea de-a doua etapă de desfășurare a recensământului populației și locuințelor. Aceasta se va încheia în data de 17 iulie 2022. Asta aici. Aceasta va fi aplicația în care veți lucra. Asta este aplicația. Interviul. Creionul albastru cu alb. Așa ne apare când o deschidem. Aceasta este aplicația în care veți intra joi, respectiv vineri, când veți fi sunați pentru sincronizare. Și aici o să vă spun la telefon ce este de făcut. Astăzi, în municipiul Drobeta Turnu Severin, recenzorii de teren au primit tabletele care vor fi utilizate în a doua etapă de desfășurare a recensământului. De asemenea, aceștia au primit și listele cu adresele locuințelor pe care le vor vizita. Pentru a le deschide, avem un buton mic în partea lateral sus, dreapta, pe care ținem apăsat, da? Aceste foi pe care le-ați primit acum capsate sunt opisurile voastre, aveți adresele pe care le veți vizita. Sunt cuprinse în acestea inclusiv adresele care s-au autorecenzat, nu vă speriați, nu aveți chiar atât de mult, o parte dintre oameni s-au și autorecenzat, da? Ați deschis tabletele? În partea din dreapta sus aveți un căpșor galben pe care dăm click și ni se deschide unul sub albastru, la care scrie interviewer. Pe acela vă rog să apăsați, apare jos mesajul, se comută la interviewer. Deblocăm. Până vineri 27 mai, românii au avut posibilitatea să se autorecenzeze aplicând pentru chestionarele de pe platforma informatică special creată în acest sens. Această etapă a fost opțională, astfel încât cei care nu s-au autorecenzat nu vor fi sancționați. În schimb, cei care au făcut-o au fost recompensați cu câte o zi liberă de la serviciu. De altfel, perioada în care se putea face autorecenzarea online a fost prelungită cu 2 săptămâni față de termenul inițial. Astăzi a avut loc întâlnirea în care s-au predat tabletele recenzorilor de teren, tablete pentru recensământul populației și locuințelor, etapa în care se vor realiza interviurile față în față. Vor pleca spre finalul săptămânii în teren pentru a intervieva persoanele care nu s-au autorecenzat și până pe data de 17 iulie va trebui să colecteze datele în teren. Recensământul populației și locuințelor ar fi trebuit să se desfășoare anul trecut, dar din cauza pandemiei de coronavirus a fost amânat pentru acest an.